Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 29 ianuarie 4 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Dragi balanțe, ziceam că e o săptămână norocoasă așa pentru toate zodiile, dar în special pentru voi. Vedeți că norocul e uriaș, dar în același timp uh, norocul ăsta vine printr-un fel de ceartă, printr-un fel de discuție, printr-un fel de reacție ciudat. Adică se curăță ceva, se rezolvă ceva acolo care să știi că vine la pachet și cu o închidere sau cu o renunțare. Dar Venus, guvernatoarea voastră, face un trigon cu Jupiter, marele benefic. Deci e un moment fain pentru balanță, în sensul că se rezolvă acolo ceva. Fie vă împăcați cu partenerul, fie unii dintre voi acum găsiți liniștea, găsiți pacea, găsiți rezolvarea. Pot fi chestiuni legate de acte, pot fi chestiuni legate de uh, voi. Da? Uh, e ca și cum trecutul bate la ușă pentru balanță, doar că acolo se rezolvă multe lucruri. da Sunt lucruri benefice, sunt lucruri frumoase. Doar că, așa cum am spus, puteți să vă așteptați la niște reacții ciudate, extrem de ciudate, din partea partenerului de viață, din partea unui copil. Pot fi acolo niște discuții destul de tranșante, da? e ca și cum cineva deodată și ia bagajul și pleacă sau poate să fie un moment în care balanța se trezește așa de dimineață, zice gata, am făcut rost de bani, mă apuc, arunc toată mobila, de mâine gata, curățenie generală, dar fără să-ți programezi. Cei care vă știți cu tensiuni prin, relație, prin relațiile de cuplu și tensiunile astea durează de mult timp, vedeți că acum sunt foarte mari șanse de uh, discuții, dar și de acțiune. Adică, de data asta nu mai e doar cu vorba, de data asta e și cu acțiunea, cum s-ar spune. E de bine, din punctul meu de vedere, e de bine, doar că depinde de voi ce faceți. Puteți să aveți pe cineva acolo, în casă, în familie poate este o persoană de prin trecut, un fost colaborator, un fost client. Persoana asta să știi că va reacționa într-un mod extraordinar de dur și extraordinar de puternic. Mai puternic decât te aștepți tu. Și repet, balanțele care vă știți cu tensiuni prin relația de cuplu, fie acum se ia decizia cea mare, fie se mai nu știu, mai au loc acolo niște discuții, niște confruntări, pentru că ceva trebuie făcut, adică așa lucrurile nu mai merg de nicio culoare. Poate să fie o săptămână în care pot apărea, bineînțeles, tensiuni în relația cu familia, în relația cu partenerul de viață, cei care aveți chestiuni de rezolvat legate de acte, mușteniri, partaje. Aveți ocazia săptămâna asta să le rezolvați, doar, repet, să vă așteptați la niște reacții ciudate, da, extrem, extrem de ciudate. Poate chiar un adevăr dur, da, care se zice și care, nu știu, poate să determine și niște acțiuni. Da? Și niște acțiuni. Poate sunt niște minciuni care au fost ascunse, poate sunt niște lucruri acolo care nu vă plac vouă. Și interesant este că tot săptămâna aceasta, dragi balanțe, aveți ocazia să vă rezolvați niște chestiuni legate de muncă legate de sănătatea voastră. Și știți cum, dacă este să discutăm de sănătate sau de muncă, vedeți că e foarte important pe cine aveți pe acolo prin preajmă, prin negregorul ăla colectiv, da? Vedeți, nu știu, unde stați, cu cine stați, ce transmiteți celorlalți, da? Pentru că și asta începe să devină destul de important, aș zice eu, destul de important, da? Cam atât în mare parte. Hai să vedem arhangelii. ce zic. Este o săptămână cu oarecare resetare pentru balanță, te vei concentra foarte mult pe tine, pe bani, toată, toată zona aceasta este activă, pe valori, da, nu știu, poate nu mai ai valori comune cu cineva. Da? Fiecare a evoluat, unul a evoluat, unul a involuat și atunci e normal, nu mai sunteți pe aceeași lungime de undă. Bun. Mesajul din partea arhanghelilor este grația cea tainică a arhanghelului Racuel. Numerele importante 3, 1, 4, 31 și 13 simt eu. Uite, pe 31 miercuri poate să fie ceva. Culorile importante albastru, mov, roz, galben sau auriu și non culoarea alb iar arhanghelul Racuel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ești un model autentic de manifestare a prieteniei ideale. Și cu ajutorul meu vei beneficia tot mai mult de darurile pline de iubire și de bunătate ale lui Dumnezeu. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Deci, dragi balanțe, este o săptămână în care uh, cu siguranță reușiți să reușiți să dați dovadă de autenticitate. Cu siguranță balanța săptămâna aceasta are parte de iubire, bunătate și este important că fie un prieten te ajută, fie tu vei da dovadă de prietenie, de înțelegere față de o persoană. Hai să vedem în continuare și tarotul ce vrea să zică, ce trebuie tu să știm pentru balanță, hai să vedem, mesaje. Pentru balanță. Ce trebuie să știți? Să mai amestec cărțile, nu știu de ce. Ceva ce durează de ceva timp. U, marele preot. Bun. Bun, bun, bun. Um, doi de bâte, nouă de cupe, doi de cupe o împlinire, o mulțumire aici uite legată de o relație care durează de ceva timp sau este vorba despre niște planuri pe care ți le faci tu pe un termen mai lung alături de cineva, unii poate începeți să vă dați seama că e cazul să vă gândiți puțin și la sufletelul vostru și la confortul vostru, nu doar să îi mulțumiți pe toți, da, nu doar să-i mulțumiți pe toți. Marele preot o legătură cu zodia taur. Este o săptămână în care relația oficială este foarte importantă, este o săptămână în care înveți ceva împreună cu o persoană ai niște discuții frumoase care vor ține foarte mult de etică, morală, valori. Balanța învață ceva săptămâna asta împreună cu o persoană sau poate pui de o colaborare. Da? Acum pentru balanțe, vedeți, uh, fiți puțin atenți pe iubirile astea care pot apărea pe la muncă v-am mai zis. Nu că ar fi ceva rău, dar poate e bine să vă luați acolo și niște precauții. Da? Niște precauții. E ca și cum semnezi un contract cu cineva, faci o înțelegere cu cineva. Soarele, la baza manifestărilor tale, o legătură cu Zodia Leu. Este o săptămână de putere pentru balanță, o săptămână în care ești energic, plin de viață, binevoitor. Mai, mai simt aici foarte puternic Zodia Berbec pentru cineva, dar nu e valabil pentru toți, nu știu de ce. Simt, simt aici foarte puternic. Este o perioadă în care tu începi să vezi lucrurile mai clar, da, ai parte de succes, de bucurie. Alte balanțe, poate aveți chef de distracție, mai ales cu Pluto, acolo și cu soarele. Și eu, vă distrați cu prietenii, cu partenerii, cunoașteți pe cineva, uh, unii sunteți concentrați pe un copil. Șapte de monede. Da, unii puteți să aflați de un proiect care e în creștere, de un copil care e pe cale să se nască. Nu e neapărat copilul vostru, nu știu, un prieten, o rudă, un vecin, cineva. Da? Șapte de monede. Um, ești în așteptare. Da? Ca și cum balanța în săptămâna aceasta analizează puțin ceea ce s-a întâmplat până acum, poate aștepți niște bani legați de casă, familie, poate vrei să investești undeva anume să în mintea ta, deci o legătură cu zodia tauri din nou, dar pentru alții poate să fie o săptămână în care aveți în minte o femeie puternică, așezată, este o femeie independentă care este ca o mamă pentru toată lumea, îi ghidează, îi ajută uh, pentru alții dintre voi, poate chiar uh, să fie o săptămână în care confortul, în care partea financiară este foarte importantă, dar zic eu că treci printr-o perioadă în care și tu vei încerca pe cât posibil să ai grijă de ceilalți și să-ți faci în același timp o siguranță din punct de vedere material, emoțional. 8 de bâte Multă comunicare, multă pasiune. Toată lumea vorbește în această săptămână. Toată lumea vrea câte ceva de la tine sau. Poți să ai legătură cu foarte mulți oameni, foarte multe persoane. Cavalerul de spade, Deci, dragi Balanțe, știți cum să. Știți cum săptămâna asta totul se mișcă așa cu viteza luminii și uh, nu știu cât de mult vă place vouă chestia asta. Din punct de vedere personal, o să rămâneți mirați de atitudinea unei persoane. Din casă, din familie, din cercul de prieteni. Poate e persoana iubită. Vedeți că e cineva care nu stă la discuții. E cineva care se aruncă așa cu capul înainte și nu prea știe ce să facă, da, nu prea știe încotro se duce. Este o persoană care reacționează într-un mod destul de dur, aș zice eu, da, uite că a venit și pisica să se pună pe cartea asta, deci e clar o energie puternică. Na, deci dacă aveți ceva personal da, și ați amânat, ați așteptat, aici ați vă și la niște reacții ciudate. Și aici avem trei de monede. Pot fi chestiuni legate și de muncă pentru unii, dar vede aici că se studiază ceva, se lucrează la un proiect, cineva învață ceva anume. Văd un grup mai mic de oameni care are un rol important. Dar eu pe muncă aș vedea că e bine, mai mult personal. Da? Aici o să rămâi și tu surprins de reacția cuiva. Dar e foarte rapidă reacția, adică n-ai timp să vezi, n-ai timp să asculti și așa mai departe. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Sper să -ți fie de folos aceste informații. Îți reamintesc și de aplicația Cristina zurba disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu, da, ca să fii sigur că ajunge unde trebuie. Și te invit cu drag și la partea bonus dacă ești curios. Acolo vom discuta despre fiecare zi în parte ce îți aduce. Clarificăm toate cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare cu ajutorul unui oracol, iar în final vedem surpriza pentru balanțe în această săptămână și mai luăm și mesaje bonus din partea unui alt oracol. Te îmbrățișez cu dragă, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână superbă îți doresc că răsare soarele și pe strada ta.